Bună seara, stimați telespectatori! Bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Subiectul Zilei. În această seară stăm de vorbă cu prefectul Aradului, domnul Călin Bibart. Bună seara! Bună seara și la mulți ani și dumneavoastră și telespectatorilor. Mulțumesc, la fel! Nouă ani și sănătate. Celelalte vin la rândul lor. Vin și le ducem împreună. Adevărat. Sănătate, vă rog să ne povestiți, să spunem așa, să ne povestiți puțin despre activitatea prefecturii de anul trecut. Care au fost punctele principale pe care ați reușit să le realizați? Să povestim fără a spune povești. Fără a spune povești. Anul 2011, aș îndrăzni să spun că a fost un an în normalitate. O să încerc să croionez foarte, foarte pe scurt micile realizări care interacționează, să spunem, cu cetățeanul, că celelalte nu le vede din activitatea de zi cu zi a noastră. Sau, să spun altfel, sunt unele care le vedem în mod indirect. Și dau exemplu de la noi. Județul Arad n-a avut, ne-a ferit și Dumnezeu și, cred eu, și buna organizare și implicare să avem probleme pe situații de urgență. Și când au fost accidente și blocări ale traficului s-au desfășurat în rezolvare, mă refer într-un timp relativ scurt, fără a crea disfuncționalități și mai ales neplăceri cetățenilor. Până acum ne-a ferit Dumnezeu și pe partea de iarnă, sperăm să ieșim cu bine din ea, să nu avem drumuri blocate și așa mai departe. După cum știți, pentru serviciile de permise înmatriculări și cele de pașapoarte am găsit și ne-am mutat într-o nouă locație la intrarea în Arad, pentru că locația care o aveam era solicitată de Consiliul Județean, fiind proprietatea lor, având nevoie de spații pentru spital, iar ea, ca și poziție, nu era cea mai fericită pe o stradă îngustă în centrul orașului. Cred că acum noua locație este mult mai bună din punctul de vedere al accesibilității și al facilităților pentru cetățean. Sperăm ca de la 1 februarie să rezolvăm și problema care o aveam cu plecarea în cursele de examinare în partea de teren. Știți că inițial se lucra pe Aradul Nou. Odată cu închiderea podului a trebuit să găsim o nouă locație. Ne-am dus în parcarea de la aeroport, pentru că ai nevoie și de un spațiu în care să fie mașinile. Aveai disconfort în special în partea de iarnă, când condițiile nu sunt cele mai plăcute pentru oameni. Acum ne mutăm, în sensul bun al cuvântului, în parcarea mare pe care o știe toată lumea din fața Expo. Am găsit înțelegere și la conducerea Camerei de Comerț, care e proprietara halelor, chiar la intrare să existe acces la grupul sanitar, la o încăpere de acolo din față unde se poate bea o cafea și un suc și implicit omul să nu stea afară. Scurta perioadă până se pleacă în la poligon sau în oraș, în examinare. De asemenea, legat de pașapoarte, Arad a fost printre primele care a luat o stație mobilă cu care încercăm să ne apropiem noi de cetățean, să nu fie obligat omul să vină până la Arad, care operează pe cele două voi ale județului, pe Mureș la Lipova și pe Criș la Sebiș. Nu în ultimul rând, tot o realizare cu ajutorul Ministerului Administrației și Internului este și elicopterul SMURD, care este operațional pe Arad, deservind mai multe județe. Chiar zilele acestea, după cum știți, a fost o mică problemă tehnică, operativ și cu ajutorul Ministerului am primit alt elicopter până se repară cel care avea probleme. Am mai văzut chiar și în media locală mici răutăți, cum acum nu mai aterizează pe aeroport și pe stadion, că nu poate ateriza la spital. Trebuie sau care exista scrumiere în elicopter. Mă rog. Să ne înțelegem, elicopterul inițial a avut altă destinație. El absolut a fost transformat pentru așa ceva, iar în ceea ce privește aterizările, el aterizează, să ne înțelegem, nu e doar locul unde aterizează când discutăm de un elicopter. Într-adevăr, când e vorba de transport pacienți, căutăm soluții până se va face locul de aterizare de la spital, să fim cât mai aproape de spital. Dar elicopterul înseamnă un loc în care garează peste noapte, înseamnă un loc în care e deservit de echipaj și oamenii de la SMURD, care toate sunt făcute la aeroportul există din Arad. Probabil niște norme în care trebuie sigur să se încadreze. Da. Dacă revenim la situații de urgență și permise, pașapoarte, în primul rând, situații de urgență.
reușesc cei de acolo să facă față din punct de vedere tehnic la cererile care există acum? Există aparate care nu funcționează sau totul este în relativă ordine acolo? Acum depinde la ce ne raportăm. Dacă ne raportăm la deziderate și la ce ne-am dori, este loc să ne dotăm, să ne utilăm zi de zi, dacă s-ar putea, sau an de an, mai ales că și tehnica evoluează. Dacă privim puțin în urmă, sau dacă privim împrejur la alte județe, Smurdu, spre exemplu, al Aradului, că l-ați legat de situații de urgență, sau mașinile de intervenție de la pompieri, cum îi știe lumea, Aradul stă foarte bine. Am fost între primele județe împreună cu celelalte din euroregiune care au accesat fonduri europene și sunt făcute dotări pe astfel, aici am vrut să pe, astfel, pe astfel de fonduri, în timp ce în alte euroregiuni ale țării se certau și nu știau cine semnează, cine e mai șef între județe și au rămas fără acele dotări. Chiar și la noi, să nu uităm, ca un exemplu, că mie îmi plac lucrurile clare și nu cele interpretabile, județul vecin, Carașul, nu avea Smurd până în acest an. Iar noi suntem, nu încep să detailez cât avem doar în municipiu, avem Birchiș, substațiile, pe Valea Crișului, dacă începem să le enumerăm, Gurahon, Sebiș, Ineu, Chișineu, Criș, toate dotate de la personal calificat până la mașini, iar alte județe nu l-aveau deloc, nu l-aveau în capitala de județ. Da, am vrut să ajungem la faza în care se scriu proiecte. Și cât de mult vă veți sprijini pe banii veniți din proiecte în ceea ce urmează? Pentru că știm, banii de la centru vin într-o măsură tot mai mică. Să știți că eu constat, din perspectiva mea de prefect, care am o viziune asupra administrației locale, și aici mă refer la OAT-urile, la comune, se vede diferență între administrații și nu discut deloc de culori politice aici. De oameni gospodari care au învățat repede mecanismul de care dumneavoastră ați vorbit și chiar cu perioada prin care trece întreaga economie națională și europeană, accesează și primesc bani, și unii care încă au rămas la stadiu învățat prost dinainte de a sta cu mâna întinsă către guvern, către Consiliul Județean. Bineînțeles că nu discutăm de sume foarte, foarte mari, punctual, dar cumulate în economia unui județ înseamnă mult. Pentru o localitate sau o comună de 1.000-2.000 de locuitori pot face diferența. Pot face diferența. La fel putem da exemple că s-au mișcat foarte bine multe, multe localități pe transfrontalier. Tot respectul pentru acei gospodari, cum le spun eu, care dau dovadă că sunt în secolul 21 și, din păcate, nu la fel le putem spune celorlalți care încă, întâlnindu-se și cu mine, mă întreabă când ne dă guvernul bani să ne plătim. Și atunci, dacă venim la ideea asta de workshop, în termeni moderni, mi-ar plăcea să cred că colegiile prefecturale pe care le organizați în fiecare lună sunt un fel de workshop prin care se poate face o analiză a situației, se pot trimite informații mai departe, se poate face un schimb de experiență. Ați reușit acest lucru? Colegiile, cel puțin, asta se vede. Colegiile prefecturale care funcționează pe lângă prefectură și prin lege o dată pe lună, cel puțin, trebuie să aibă loc această întâlnire, adună sub o umbrelă, să-i spunem, toate instituțiile dintr-un județ. Evident că a fost o tendință de-a lungul anilor de a-l minimaliza și de a genera oarecare plictiseala mare în majoritatea membrilor, care nu îi interesa pe cel de la învățământ ce se discută în ședința din luna ianuarie la poliție, să spunem. Sau am căutat în ultimii 2 ani ca în aceste întâlniri, dacă tot le facem, în primul rând să căutăm teme de interes nu doar punctuale, ci de interrelaționare dintre instituții. Evident că nu poți acoperi toată plaja la o întâlnire, dar cel puțin 2, 3, 4 instituții și să știți că îți găsești suficiente astfel de teme, mai ales că ele de multe ori sunt necesare în buna funcționare a lor. O instituție are nevoie de sprijinul alteia sau așa mai departe. În al doilea rând, foarte multe acte normative sunt într-un proces dinamic de schimbare.
pe care doar cei care sunt în sectorul respectiv îl cunosc foarte bine și e un loc și un moment în care îl pot transmite ușor și celorlalți parteneri cu care interacționează într-un județ. Un bun exemplu ar fi discutarea temei etnobotanicelor între cei de la poliție. Evident, și cei că de la un exemplu educație. Pe care știe toată lumea. Nu era doar, era problema învățământului, dar nu era doar a lor și aveai nevoie și de sprijinul poliției și al jandarmeriei și al direcției sanitar-veterinare. Săpând puțin mai adânc, să spunem, într-un termen neacademic, am ajuns la un moment dat să avem nevoie de sprijinul celor de la direcția agricolă, pentru că la un moment dat apăruseră pliculețe care spuneau că sunt îngrășământ natural. Și vedeți, deci astfel de momente pot fi fructificate în sens pozitiv, cum la fel de bine dacă le lași doar de formă, pot să treacă să fie 12 întâlniri într-un an pe care ne străduim să le facem, ca așa prevede legea, și să le închidem foarte repede ca subiect. Știm cumva ce tematică veți aborda, de exemplu, luna aceasta? Dacă știam că îmi puneți întrebarea, vă puteam spune exact. Suntem încă la un moment, fiind început de an, în care avem câte o tematică de bilanț a unor instituții pe anul care a trecut și intenționez, pentru că unele instituții de nivel județean suferă anumite transformări de comasări, de trecere la o organizare pe un sistem regional. Și vă dau două exemple. Poliția de frontieră, care era inspectorat în fiecare județ, s-a transformat, s-au făcut poliți inspectorate pe nivel de graniță cu statele vecine. Deci un inspectorat pentru granița de vest cu Ungaria, alt inspectorat pentru granița cu Serbia și așa mai departe. Situație în care structura care aveam la Arad acum rămâne doar o substructură a inspectoratului mare de pe toată partea de vest. Și cu siguranță va suferi modificări în organigramă. Și în organigramă, mai mult la șefi, că la cei care sunt în teren nu influențează, dar de relaționare între instituții va fi necesară o prezentare a lor față de ceilalți. Domnilor, începând cu data de, suntem în următoarea formulă de nivelul corespunzător a unor documente, ne adresăm un anumit nivel, alte probleme le rezolvăm pe plan local. La fel, Inspectoratul de Stat în Construcții, care era inspectorat în fiecare județ, s-a transformat, a rămas un compartiment la nivel local și este o structură regională. De asemenea, voi avea pretenția să își prezinte noua formulă și cum lucrăm cu celelalte instituții. Interrelaționarea dintre instituții. Evident, dintre pe mine mă interesează ca instituțiile să fie armonizate, să lucreze între ele și cel mai mult este să nu plimb cetățeanul, omul să nu aibă de suferit. Există un plan la ceea ce înseamnă restructurări de personal? Există un plan de recalificare sau ceva perspective în domeniul acesta? Să nu amestecăm lucrurile. Dacă vă referiți care exista un plan gândit de guvern național de a face restructurări în continuare, de a da oameni afară, nu am cunoștință să existe așa ceva. În momentul de față, în general, se merge pe restructurări, să le spunem, pe cale naturală, adică oameni care se pensionează, da, decedează și atunci acolo încerci să stopezi inputurile, intrările, pentru a nu mări în continuare schema care și așa este schema prea mare. Schema este de 1 la 7. Și acolo s-a căutat și posturile unice, de asemenea, au fost în discuție pentru a fi ocupate. Dar cât posibil se caută, se lucrează cu cifre mari. Eu înțeleg și primăriile care au destul, vorbesc în special primăriile mici, nu ne referim la cele de municipii sau la consilii județene, unde are 10-12 angajați, dacă au plecat 1, 2, 3, se simte, nu are cui delega. Crește volumul de crește muncă volumul foarte mult. De muncă. Sau aveam chiar discuții, domnule, s-a pensionat contabilul. Păi, ce facem? Ce facem, știți? Însă, privite la nivel macro, se caută mai degrabă să redistribui forța de muncă, vorbesc în domeniul funcționarilor publice. Evident că nu o să vină unul din 100 exterior, de kilometri să duci la o altă localitate. Nu e, va fi un proces de lungă durată și amplu, dar nu cred că se va mai ajunge la situația care a fost să trebuiască să faci restructurări în sensul de până aici 10 posturi, de 10 oameni afară sau așa mai departe. Revenim la tema permise, înmatriculări, pașapoarte. Da. Sunt niște documente care au niște grade de securitate, securizare. Sunteți sau nu mulțumit cu atâtea hârtii care circulă? S-ar putea schimba acest lucru? Da, s-ar eu putea sunt unul informatiza? Din, ce s-ar putea face? Ambelor variante pe care le-am spus, de 2 în 1. Adică în evoluția
reforme în domeniul acesta, au fost făcuți mai mulți pași care au dus la un moment dat la foarte multe servicii și direcții. Ai separat evidența cu baza de date, ai separat buletinele, cum le știe lumea, ai separat permise, pașapoarte, ai separat permise înmatriculări și pașapoarte separat. Sunt toate documente ale statului român, cu un regim special. În opinia mea, și știu că se lucrează la minister, cred că ar fi binevenită o contopire într-un organism național, evident, cu prelungiri în fiecare județ, care să înglobeze tot ce înseamnă document cu regim special al românului. Începând de la buletin, cum îi spune cetățeanul, cartea de identitate, pe baza căreia ulterior generez și celelalte documente. Toate se raportează la o evidență a persoanei, care ai despre ea totul. De aceea, practic un card de identitate foarte bine securizat, cu aici care poate să intervină tot. De acum, probabil cum va evolua și Uniunea Europeană și lumea. Ce faci? Faci mai multe documente sau faci unul care înglobează în cipurile care sunt în el și din nou vom avea discuții cu tot felul oameni, de... Dar asta va merge odată cu informatizarea și cu mersul lumii. E o discuție care va evolua în timp, dar sigur va trebui să mergem spre așa ceva. Dacă vorbim de gradul de informatizare, că trebuie să vorbim despre el, pe unde ne aflăm noi pe această scară de la 1 la 10, să zicem așa? Mi-e foarte greu să dau... Sincer. Nu, v-am spus, totuși sub semnul, suntem mai aproape. Atunci de Einstein. Atunci să pun întrebarea altfel. Cât de mare este dorința de a ajunge într-o stare de normalitate? Dorința de a ajunge la un grad de informatizare cred că este în general unanimă, sau cel puțin a generației până la o anumită vârstă. Ceilalți nu că n-au dorit, dar au un impediment în a putea accesa și a învăța, să spunem, acest domeniu. Pe de altă parte, sunt instituții în care mai este mult de lucru, din diferite motive. Unele sunt refractare la sistem, altele sunt conștiente că orice informatizare duce la pierderi de locuri de muncă, altele din indolență. Cu certitudine, în următorii ani veți vedea o evoluție în sens pozitiv. Putem să dăm exemplu de administrație locală, unde înainte trebuia să stai la cost ca să-ți plătești ce e acum de început de an impozite, iar acum, deși încă mulți nu accesează, ai posibilitatea de acasă, de la calculator, să-ți plătești. Vedeți, e un progres pe care încă nu-l resimțim. În timp se va resimți. Sunt impozite care le poți plăti. La fel va fi în domeniul finanțelor, unde oamenii relaționează mult și au mult de umblat pe la ghișee. Sperăm că programele respective vor funcționa mai bine decât cele existente în alte domenii. Discutăm de al doilea pas. Ce fel de program? Cât este el de bine făcut? Cât este de accesibil? Cât este de funcțional? Timpul le va aduce într-un făgaș bun. Dacă am vorbit despre informatizare, atunci trebuie să vorbim și despre securitatea sistemelor informatice. O avem deja la cele existente sau încă există tot felul de probleme? De asemenea, depinde cum primi problema. Evident că orice lucru care este creat de om, tot de om poate fi și desfăcut, să-i spunem. S-au spart cele de la NASA și avem suficiente exemple, inclusiv cu compatrioți de-ai noștri. Dar revenind într-o matrice normală, nu cred că ați auzit în ultimul an sau în ultimii ani în județul nostru, ca să ne referim, dar nici în România, de probleme în acest domeniu. Nici de baze de date. Dar mi-am adus aminte de ceva și o să vreau, că ați pomenit de buletine, de evidența persoanelor, că tot la fel am văzut în media și uneori deja creează și pornind de la recensământ încoace unele probleme cetățenilor, că îi află cineva datele personale și îi le folosește. Oameni buni, de statul român sunt date. Sunt în baza de date a statului român. Deci când aud, începând de la oameni politici și până la unii, să le spun, răuvoitori, în care îi spune, domne, îți află statul, organele statului, CNP-ul și ți-l va folosi nu știu unde, mi se pare că e cel puțin o copilărie. Statul român, în integralitatea sa și instituțiile sale, cele abilitate de lege, au acces la date, aceste date, pentru că sunt generate de statul român. Absolut. Nu are nevoie niciun un organ al statului român să încerce să te păcălească
pe tine sau pe mine, cetățean, să-ți vadă CNP-ul, căci ăsta e cel mai la modă din buletin, să-l folosească undeva. Să ia un credit sau să dă un click și l-a aflat. El, această idee de securitate a acestor date cu caracter personal este făcută pentru a nu avea acces la ele vecinul, prietenul, dușmanul sau cineva, că îți poate citi și vârsta, iar o doamnă poate nu vrea să îi se cunoască vârsta de către vecini. Și atunci poate avea o reticență în relația cu alt cetățean, dar nici într-un caz cu statul român. Dacă am vorbit despre problemele anului trecut și am trecut așa spre anul în care ne aflăm. N-am terminat cu cele de anul trecut, dar nu vreau probabil să că sunt repet. Extraordinar nu, de multe. Nu, sunt cele pe care le știu oamenii. Eu trebuie să vorbesc din perspectiva guvernului pe care îl reprezint. De bine, de rău, cu toate vociferările unora, autostrada a pornit și circulăm pe ea. Iar până la sfârșitul acestui an sunt convins că va fi gata și Arad-Nădlac. Drumul spre Arad-Oradea, care ne-a creat atâtea probleme și nu folosesc niciun fel de termen, da. Era să spun câte înjurături au fi spus mulți dintre noi încercând să mergem pe el și stând la toate opririle și așa mai departe, este aproape finalizat. Pasajele peste cele două căi ferate, care sunt de fapt trei căi ferate, sunt de la Mitrac, se văd, au ieșit din pământ, în acest an vor fi terminate. Deci eu cred că am dat aceste exemple, să dau și din sfera administrației locale. S-a deschis și podul peste Mureș. Se poate circula. Le dau aceste exemple că sunt de zi cu zi, ne loveam de ele noi arădenii. Și astea rămân peste ani, sunt obiective majore. Care s-au rezolvat într-un timp destul de scurt și deodată. Toată lumea se laudă cu ele acum, că e la cine discută. Dacă revenim la autostradă, ce înseamnă autostrada pentru sistemul sanitar de urgență din Arad? Pentru că știm, accidentele pe autostradă sunt mult mai altfel decât accidentele pe drumuri publice. Pot fi mult mai grave, pot fi accidente în lanț și pot să aducă foarte mulți bolnavi în urgență și în foarte scurt timp. Sigur, acesta este și unul din motivele, vedeți, poate când vom fi la pensie vom povesti multe. Suntem câțiva care știm cât de greu și cum s-a dus elicopter cu stație SMURD pe aeroportul din Arad. Și unul din argumentele noastre a fost și asta pe care l-ați spus dumneavoastră. Dom'le, pe aici trece pe autostrada. Asta va genera, este un potențial de accidente cu efecte, să le spunem, mult mai mari decât un drum național unde se tamponează, Doamne ferește, două, trei tiruri sau mașini. Din punct de vedere al unității de primiri urgențe, nu avem probleme majore să nu facem față. Pe de altă parte, se lucrează în acest moment împreună cu Spitalul de la Timișoara de o relaționare și o complementaritate. Dacă sunt probleme, se merge într-o parte, dacă sunt în alta. Dacă, Doamne ferește, este ceva de amploare, este gândit inclusiv planul roșu la situații de urgență mai mari, în care toate instituțiile știu, începând de la polițistul care trebuie să dirigeze circulația pe fluxul spre spital, că degeaba ai și salvări, ai toate și se blochează în trafic și rămâi cu oamenii în salvare. Doamne nu ferește. Este de dorit așa ceva. Trebuie să suntem obligați să punem rău în față. Da, adevărat. Dar trebuie să vă întreb, ca penultimă întrebare, dacă legile pe care le aduc cei de la București reușesc să fie implementate aici și de aici reușesc să se propage părerile celor care contează spre București. Există relația respectivă? Funcționează relația respectivă sau are o prea mare inerție? Sistemul este inerțial și ne vom pensiona noi doi și mă tem că va rămâne. Pentru că probabil e un... are o explicație până la urmă și umană. Dar funcționează. Totul depinde însă de oameni. Pe de o parte, de cei de aici, care ești într-o anumită poziție, să ai dorința, în primul rând, că poți să stai la birou, să le lași să treacă, să spargă în capul cetățeanului și să ridici din numeri să spui că așa e legea. Sunt acte normative care își produc efecte și nu de cele mai multe ori scontate, pe care încerc să le corectez, cel puțin trăgând semnal de alarmă, în sensul bun al cuvântului. Adică, domnule, vedeți că articolul cu tare creează o problemă. Vă gândiți, după ce nu veți mai fi prefect, să candidați la vreo poziție? Nu am luat în calcul deocamdată. Nu m-am gândit, nu... N-am făcut niciun fel de calcul politic. Deocamdată mai avem în prefectură suficient de făcut. Așa să fie.
Mulțumesc că ați venit în această emisiune și vă mai așteptăm și altă dată, poate după un colegiu prefectural, să mai discutăm pe temele care le-ați abordat acolo. Cu drag când doriți. Mulțumesc. Mulțumesc. Și eu, doamnelor, domnilor, vă mulțumesc că ne-ați urmărit și vă doresc o seară plăcută în continuare. La revedere! Pentru viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Sunteți pregătit pentru sezonul rece? Sorry. Autoshum, centru autorizat de vânzări și service Mercedes-Benz, vă invită să beneficiați de oferta specială de anvelope de iarnă pentru siguranța dumneavoastră. Sorry. Autoshun vă oferă The Best or Nothing. Angajăm operatori, stație, distribuție, carburanți. CV-urile se depun la stația Infogo de pe calea Aurel Vlai cu numărul 207, lângă Minimax Discount. Atunci când ai probleme de transport, soluția o găsești la noi. Fie că vrei să pleci în excursii cu prietenii sau ai de transportat o grămadă de lucruri voluminoase. Poate vrei o mașină frigo pentru afacerea ta. Ori nu ai cu ce transporta materialele de construcție la noua casă. Chiar și pentru concediul cu familia, noi avem soluția în materie de transport. Eurovest Transit în Arad, calea Ratnei numărul 211, 0722-251-557 sau www.eurovesttransit.ro. Pantoful Galben vă prezintă super colecția de încălțăminte de iarnă 2011-2012. Botine ușoare și cizme din piele moale, ghete cu și fără toc pentru dame. Noua colecție vă va cuceri cu combinații inedite de materiale și culori. Sunt unice, originale și oferă un look perfect. Pantoful Galben. Încălțăminte din piele naturală, 100% românească. Un nou portal pentru arădeni. Tot ce e nou și tot ce se schimbă în orașul tău, afli prima dată de pe www.ghidularadean.ro. Informații complete pentru arădeni. Electro Fidelity Company. Instalații electrice, civile și industriale. Executăm rețele electrice pentru transport și distribuția energiei electrice. Măsurător și audit energetic, casnic și industrial. Distribuția de materiale electrice se face din showroom-ul nostru, unde găsiți totul de la siguranță până la tablou electric. Electro Fidelity Company, pe drumul dinspre Sânlean, la numărul 524, www.l-f.ro. Reciclez? Deci exist. Și mai există multe și bine și alții, alte generații după mine. Între 2010 și 2013, Consiliul Județean Arad implementează proiectul Sistem de Management Integrat al Deșeurilor Solide, cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională cu o valoare totală de peste 122 milioane lei. Implică-te activ și colectează selectiv albastru pentru hârtie și carton, galben pentru metal și plastic, verde pentru sticlă și maro pentru deșeuri biodegradabile. Implică-te! Mediul înconjurător este și responsabilitatea ta. Rana ridibunda este o broscuță foarte sănătoasă care nu poate supraviețui în locuri poluate. Este o adevărată santinelă a gradului de poluare dintr-o zonă. Sigur, eficient și ecologic. ASA, partenerul tău în managementul deșeurilor. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi.